25 noiembrie marchează în fiecare an Ziua Internațională de Luptă împotriva Violenței asupra Femeii și debutul campaniei 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii. Aceste zile sunt momente de reflecție pentru ceea ce înseamnă învățarea și trăirea drepturilor și obligațiilor, asumarea rolului de cetățean într-o societate democratică, realizată în cadrul parteneriatului activ dintre Instituția Prefectului Județul Suceava, Comisia Județeană pentru Egalitate de Șanse, Asociația SEVA și Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, cea de-a 7-a ediție a campaniei 16 zile de activism împotriva violenței și respectarea demnității, denumită Dăruiește, ajută, respectă, a fost deschisă vineri cu o conferință. Din păcate, se pare că progresele obținute în acest domeniu sunt extrem de reduse. În fiecare an ne adunăm, nu numai noi aici la nivelul județului Suceava, la nivel național, facem campanii, tragem un semnal de alarmă, au apărut și prevederi legislative, dar nu sunt foarte clare, foarte bine alcătuite. Am ratificat Convenția de la Istanbul, dar din păcate legea care să argumenteze și să pună în valoare ce s-a stabilit la această conferință a Uniunii Europene încă nu a fost făcută. Noi suntem aici pentru că credem, știm că trebuie să facem ceva, trebuie să stopăm acest flagel. Participanții la conferință au salutat modificările legislative care se preconizează a apărea în acest domeniu. De pildă, o soluție foarte bună ar fi introducerea ordinului de protecție provizoriu. De multe ori am întâlnit problema, victima e într-o situație de criză, dar până a depune actele pentru obținerea unui ordin de protecție, se scurge timp, iar timpul ăla poate fi fatal pentru victimă sau copiii acesteia. Ei, și atunci s-a pus problema, cum intervenim, cum abordăm problematica ordinului de protecție astfel încât protecția victimei să fie reală în teritoriu. Și atunci apare acest ordin de protecție provizoriu care va putea fi luat de către polițiști în momentul în care identifică, în urma unei sesizări, identifică o situație de pericol, evaluează foarte bine situația și aplică acest ordin de protecție provizoriu atunci, la momentul cel mai fierbinte, să-i spun, evacuează agresorul din apartament sau din casă în exact aceleași condiții în care se făcea și până acum. Acest ordin de protecție are o durată, într-adevăr, de 5 zile, va avea o durată de 5 zile, perioada în care el poate fi atacat în instanță, dar oricum e o soluție foarte bună pe care o vedem. Se punea de multe ori problema și în discuțiile pe care le-am mai văzut și le-am mai avut împreună, se punea foarte mult problema. Bine, ce fac cu victima? Ce fac? Am intervenit, e o situație de conflict, tot pe ea o victimizez, tot pe ea o scot din casă și o trimit undeva și revictimizez și copiii și victima. În apariția acestui ordin, de altfel, va echilibra foarte mult lucrurile și va aduce un plus de siguranță pentru victimă. În cadrul campaniei Dăruiește, ajută, respectă se vor desfășura la Suceava mai multe evenimente. Între acestea, piesa de teatru Kebab, dedicată luptei împotriva traficului de persoane, programată pentru 24 noiembrie, ora 19, la Teatrul Matei Vișniec, Suceava. Pe 4 decembrie, de la ora 12, la Iulius Mall Suceava, va avea loc spectacolul Deschide ochii, deschide inima, susținut de copii și adulți din centrele de plasament. Muzeul de istorie va găzdui pe 5 decembrie, de la ora 17, lansarea cărții de mers, semnată de Sebastian Remus Crăciun, adolescentul din câmp Pulung moldovenesc, bolnav de tetrapareză spastică, scrie cărți pe care le vinde pentru a strânge banii necesari să-și poată face intervențiile și tratamentele de recuperare care să-l ajute să învingă boala.